Amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia a determinat schimbarea politicii de securitate în Europa. Astfel, țări cunoscute pentru neutralitatea lor militară, Suedia și Finlanda, au decis să renunțe la această politică și să depună cereri pentru a adera la NATO. Se bucură de o mare susținere în cadrul alianței, mai puțin din partea Turciei. Ministrul român de externe a vorbit ieri la telefon cu omologii din Suedia și Finlanda despre procesul de aderare la NATO. Discuția a venit în condițiile în care Bogdan Aurescu se află astăzi la Istanbul, la trilaterala pe teme de securitate România, Polonia, Turcia. Despre reuniunea de acolo discutăm chiar acum în direct cu ministrul de externe. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, cu mare plăcere. Domnule ministru de externe, reuniunea de la Istanbul vine într-un moment important. Finlanda și Suedia vor să adere la NATO, dar Turcia se opune. Am văzut în ultimele săptămâni care sunt obiecțiile pe care le aduc liderii de la Ankara. În urma discuției pe care ați avut-o cu omologul dumneavoastră, care sunt în continuare obiecțiile pe care Turcia le are în privința aderării? Discuțiile în cadrul trilaterale România-Polonia-Turcia s-au referit pe mai multe paliere, pe de-o parte la situația din Ucraina și modul în care putem să sprijinim în continuare, atât în acest format trilateral, cât și ca alianță, ca NATO, ca întreg Ucraina, în eforturile sale. De asemenea, am discutat despre pregătirea summitului de la Madrid și în acest context am vorbit și despre aderarea Suediei și Finlandei. Ieri am avut două discuții telefonice foarte substanțiale cu colegii mei din cele două țări nordice. Astăzi am discutat atât în cadrul trilaterale, dar am discutat și separat în reuniunea bilaterală pe care am avut-o cu omologul meu turc, domnul Cavusoglu, despre acest proces de aderare. Și am transmis din partea României susținerea pentru politica de lărgire a alianței, politica ușilor deschise. Am amintit despre discuțiile pe care le-am avut cu colegii din Suedia și din Finlanda și am arătat că aderarea celor două țări trebuie să aibă loc pentru că este un proces care va duce la o consolidare a NATO ca întreg. În al doilea rând, este un semnal foarte important pe care trebuie să-l dăm Rusiei de unitate, în primul rând, a alianței nord-atlantice și a aliaților, mai ales în contextul acesta al războiului din Ucraina. Asigurările pe care colegul meu turc mi le-a dat au fost în sensul că dialogul continuă, există runde de discuții între cele două state nordice aspirante la aderare și Turcia pe de altă parte. Există anumite progrese care se fac, dar acest dialog va mai continua o perioadă până când toate asperitățile, până când toate problemele își vor găsi o soluție. Prin urmare, există un proces de dialog, ceea ce noi am salutat și eu și omologul meu polonez, care a avut de asemenea un mesaj de susținere pentru acest proces. Pe de altă parte, am arătat că este nevoie totuși de o decizie rapidă pentru aderarea celor două țări, în așa fel încât până la summitul de la Madrid să putem să spunem că există un proces care se desfășoară, care este predictibil, și care va duce într-un interval de timp relativ scurt la aderarea celor două țări. Se dorește așadar o procedură rapidă. Cum ar putea fi în acest context convinsă Turcia să accepte în cel mai scurt timp aderarea Finlandei și Suediei la NATO? După cum spuneam, există un proces de dialog între, pe de o parte, Suedia și Finlanda și Turcia pe de altă parte. Se discută elementele de preocupare pe care Turcia le-a ridicat pe diverse paliere, legate de combaterea terorismului, de alte chestiuni care țin de eventual exportul de armament din cele două țări către Turcia și așa mai departe. Nu o să intru în detalii pentru că sunt chestiuni care sunt în procesul de negociere. Există dorința ambelor părți, așa cum am putut-o constata și din discuțiile de ieri cu colegii mei din Suedia și Finlanda și din discuțiile de astăzi cu colegul turc. Deci există deschidere din partea ambelor părți pentru a se ajunge la o soluție și nu putem decât să sperăm că această soluție va fi atinsă cât mai curând posibil. Noi am încurajat acest dialog, am salutat deschiderea politică pentru a se ajunge la o soluție. Prin urmare, vom continua să susținem această evoluție, sperăm noi, cu un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Mergem acum mai departe și îl ascultăm pe premierul Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, face declarații în aceste momente.